Imitatio Christi, cartea a patra, capitolul 9. Trebuie să ne jertfim pe noi înșine lui Dumnezeu, odată cu tot ce al nostru, înălțând rugăciuni pentru toți oamenii. Glasul ucenicului. Doamne, toate sunt ale Tale, în cer și pe pământ. Vreau să mă jertfesc Ție de bunăvoie ca să rămân al Tău în veci. Cu inimă dreaptă și curată mă dăruiesc Ție astăzi ca rob pentru totdeauna, în semn de supunere și jertfă de laudă. Primește-mă odată cu sfântul prinos al preascumpului Tău trup pe care ți-l aduc, acum, de față cu îngerii Tăi nevăzuți, chezășie a mântuirii pentru mine și întregul popor. Doamne, aduc pe altarul împăcării Tale toate păcatele și greșelile pe care le-am săvârșit în fața Ta și a îngerilor Tăi, începând din ziua când am putut întâia oară să păcătuiesc și până în ceasul acesta. Aprinde-le și mistuie-le cu totul prin focul dragostei Tale. Șterge prihana, spală-mi conștiința de orice vină și dă-mi înapoi harul pe care prin păcat l-am pierdut. Iartă-mă pentru toate și dăruiește-mi cu milostivire sărutul păcii. Ce aș putea face, având în vedere păcatele mele, decât să le mărturisesc cu milință și să le deplâng din adâncul inimii, rugându-Te neîncetat să-mi dăruiești iertarea? Te rog cu stăruință, Doamne Dumnezeul meu, ascultă rugăciunea mea smerită și statornică. Păcatele mele sunt nespus de urâte. Nu vreau să le mai săvârșesc niciodată. Mă căiesc și mă voi căi toată viața, pregătit să fac pocăință și, în măsura puterilor mele, să plătesc îndestulare pentru ele. Iartă, Doamne, iartă-mi păcatele și, pentru sfințenia Ta, mântuiește sufletul meu răscumpărat prin vărsarea sângelui Tău preascump. Iată, mă încredințez în durării Tale, mă dau cu totul pe mâinile Tale. Fă cu mine după bunătatea Ta, nu după răutatea și nedreptatea mea. Îți aduc drept prinos și toate faptele mele bune, oricât de puține și de nedesăvârșite, ca să le faci mai bune și să le sfințești, ca ele să-ți fie plăcute și să le primești, ca întotdeauna să mă atrazi spre căile mai bune și să mă călăuzești spre ținta fericită și slăvită pe mine, cel mai netrebnic dintre oameni. Pun de asemenea pe altarul Tău și sfintele dorințe ale tuturor credincioșilor, rugile și trebuințele părinților, ale prietenilor, ale fraților, ale surorilor și ale tuturor celor ce-mi sunt dragi, ale celor ce mi-au făcut vreun bine și ale celorlalți pentru iubirea Ta, ale celor ce au cerut anume să mă rog pentru ei și pentru ai lor, fie dintre cei vii, fie mutați la cele veșnice, ca tot să simtă puterea ajutorului și darului Tău, tăria mângâierii Tale, scut apărător în primejdii, scăpare din necazuri ca, dezrobiți de tot răul, să poată înălța la cer cu voie bună cântări de laudă și recunoștință. Îți mai aduc rugăciuni și jertfe de împăcare cu deosebire pentru cei care mi-au făcut vreun rău, care m-au întristat, m-au ponegrit, mi-au adus vătămare și daune, m-au necăjit. Și pentru toți aceia pe care eu i-am mâhnit, supărat, păgubit sau cărora le-am adus prilej de smintire prin vorbă sau faptă, cu voie sau fără de voie, ca tuturora să ne dea iertarea greșelilor și a păcatelor cu care ne-am vătămat unii pe alții. Depărtează, Doamne, din inimile noastre umbra oricărei bănuieli, mânii, dezbinări și a tot ceea ce poate duce la slăbirea dragostei și la împuținarea iubirii frățești. Fie-ți milă, Doamne, de toți cei care cer îndurarea Ta. Dă harul Tău
celor ce nu se bucură încă de El și fă din noi astfel de oameni încât să fim vrednici de a ne împărtăși cu harul Tău și de a dobândi viața de veci. Amin.